FM. Conectăm la realitate ascultând cele mai importante informații. Dimineți împreună. În lunile mai și iunie ale acestui an, preasfințitul Petru Sescu, episcop auxiliar de Iași, a desfășurat mai multe vizite pastorale în comunitățile din diaspora, mai precis în cele din Italia, Spania, Franța și Marea Britanie. Ce înseamnă pentru un episcop să viziteze și să întâlnească atâtea persoane, să vadă inițiativele pastorale din diaspora, dar și vitalitatea bisericii reprezentate de românii plecați peste hotare, dar care și-au păstrat principiile și valorile dobândite la umbra bisericilor din România, cât este de importantă comuniunea, ascultarea, dialogul, mai ales în această perioadă a sinodului. Ne dorim să aflăm de la invitatul nostru, ni s-a alăturat aici în studio, preasfințitul Petru Sescu, episcop auxiliar de Iași. Lăudat să fie Iisus și bine ne reîntâlnim! În veci vecilor, amin, bine v-am regăsit! Am vrut inițial să parcurg toate locurile în care v-ați deplasat, dar cred că o puteți face mai bine decât mine. Dar înainte de a vedea acest parcurs sau acest traseu, practic, care a fost motivația cu care v-ați dus în aceste comunități, comunități în care v-ați aflat, fie pentru diferite sărbători ale bisericii, fie pentru administrarea mirului? Da, plecarea a fost determinată în primul rând de faptul că la Torino a fost numit un nou episcop care a fost consacrat și atunci a fost necesară prezența unui reprezentant al dieceziei de Iași, având în vedere că la Torino este o comunitate destul de mare de români care își desfășoară activitatea în condiții foarte bune, au o biserică destul de mare pusă la dispoziție, au preot care se ocupă special de românii din Torino și s-a considerat necesară prezența unui episcop la această sărbătoare deosebită, consacrarea noului episcop Roberto. Am avut bucuria să particip sâmbătă 7 mai la această frumoasă celebrare, iar apoi a doua zi să-l întâlnesc personal și să discutăm puțin despre viitorul comunității din Torino. Apoi a fost necesară prezența și în Spania, unde s-a administrat sacramentul Sfântului Mir. Pentru mine a fost o primire, prima dată când, ca episcop, am trebuit să administrez sacramentul Sfântului Mir în comunitatea din Madrid. Sigur că a fost un moment deosebit, dar înainte de a ajunge la Madrid, profitând de faptul că eram aproape de Milano și pentru că în martie nu am reușit să ajung la Milano sau am trecut prin Milano, dar comunitatea nu era, erau plecați la serviciu în timpul zilei. Atunci, duminica, a doua zi, am putut să celebrez Sfânta Liturghie pentru comunitatea română din Milano, în Ro. Și sigur a fost o bucurie deosebită să întâlnești credincioșii care, sigur, după perioada de pandemie simțeau această bucurie de a avea păstorul în mijlocul ei. A fost o comunitate foarte primitoare, o comunitate activă, a fost o liturghie frumoasă, animată și după care a urmat o agapă frățească și era așa mai mare dragul să vezi la subsolul unei biserici, unui oratoriu, cum copiii se jucau între ei, adulții comunicau, discutau, episcopul era în mijlocul lor. Zic că toate sunt motive de bucurie și motive de înălțare sufletească. După care v-ați deplasat în Spania pentru mai multe momente și acolo. Da. Mergând spre Spania, am profitat că
drumul trecea oarecum cu un pic de efort prin Lourdes și ne-am oprit la prietenul nostru, părintele Iosif Dorcu, care locuiește nu departe de Lourdes, are 5 comunități pe care le administrează și sigur că am avut bucuria să celebrăm Sfânta Liturghie la Lourdes, unde i-am încredințat prea curată Fecioare Maria toate cererile credincioșilor noștri, toate problemele cu care ne confruntăm și sigur că a fost și un moment de refacere, pentru că aceste călătorii relativ lungi au fost câte 11-12 ore de mers cu mașina, a fost un moment binecuvântat de a face un pic de pauză, un răgaz și este un moment așa deosebit atunci când te întorci la Lourdes. Am avut șansa să merg de mai multe ori la Lourdes, chiar și la un pelerinaj al militarilor în 2005 și mai ales în contextul războiului din Ucraina a fost un lucru extraordinar să vezi militari în costume frumos, fiecare cu specificul armei, cum defilează, cum aduc onor preacuratei Fecioare Maria, Fiul lui Iisus Hristos, cum generali în fața grotei, în genunchi, cu mâinile împreunate. Pentru mine a fost momente extraordinar de frumoase, edificatoare. Și apoi, după celebrare, după Sfântul Rozariu, să vezi militarii de culori diferite, de costumii diferite, cum stăteau împreună la aceeași terasă, cum ciocneau un pahar împreună, se luau masa împreună și dacă altă dată erau cu armele unii împotriva altora, acum erau așa într-o relație așa de frățietate. Și dea Dumnezeu și Maica Domnului ca intervenția ei, Regina Păcii, să aducă pacea mult dorită și așteptată. Până de la Torino, cu forții noi, am continuat drumul spre Madrid. Acolo ne-am oprit la părintele Leonard Diac, unde am celebrat sacramentul Sfântului Mir. Am vizitat un pic și Madridul, am avut o întâlnire și cu episcopul auxiliar de acolo, care s-a arătat foarte încântat de prezența românilor, care zice excelența sa este un plus pentru comunitatea din Madrid, pentru că românii trăiesc frumos credința, sunt așa o mărturie vie a trăirii credinței. De acolo am mers la Saragoza, unde pentru a doua oară am celebrat sacramentul Sfântului Mir, și acolo o comunitate vie, un preot plecat din mult timp, dar care s-a adaptat ușor și a făcut o celebrare frumoasă și apoi, la fel, după celebrare, o întâlnire cu mai multe familii ale sărbătoriților, unde am putut să petrecem aproape 2 ore împreună. De la Saragoza, sau la Saragoza l-am întâlnit și părintele Jigmund Ionel, care păstorește o comunitate, 2 comunități din Saragoza, un alt pelerinaj frumos la Maica Domnului de la Pilar, foarte recunoscut. Eu auzisem așa, dar nu știam prea multe. Într-adevăr, este, cred că, cel mai vechi sanctuar marian, pentru că se spune că acolo Maica Domnului a apărut Sfântului Iacob, care era descurajat oarecum de faptul că nu prea erau receptivi la mesajul Evangheliei. Și atunci Maica Domnului îl întărește, îl încurajează și el reușește să propovăduiască Evanghelia și un lucru interesant, în 1640 o mamă îndurerată de faptul că fiul ei și-a pierdut piciorul fiind călcat de o căruță și a fost amputat, cu documente, cu cei 2 chirurgi care au participat la intervenția chirurgicală, se roagă cu atâta încredere la Maica Domnului și dimineața acest tânăr consemnează documentele primăriei, nu ale bisericii, s-a trezit cu piciorul sănătos și este o foarte mare evlavie. Am avut bucuria să celebrăm iar acolo Sfânta Liturghie la altarul Maicii Domnului și chiar atunci Maica Domnului a avut veșminte și culorile tricolorului românesc. Sigur că este foarte frumos și a fost pentru noi așa o bucurie deosebită. De acolo am mers mai departe la o altă comunitate de români, la Lerida, unde s-a celebrat hramul comunității, Maica Unității, și acolo am avut bucuria să-l întâlnim pe episcopul diecezei, care în cadrul cinei s-a ridicat și a spus un lucru extraordinar de frumos: am 6 preoți din România în dieceza mea și nu știu cum să-i mulțumesc lui Dumnezeu și sunt convins că sunt cei mai buni preoți din România și din dieceza mea. Sunt lucruri care sunt așa îmbucurătoare când vezi cum preoți formați aici la noi sunt capabili să facă acest salt, acest pas deosebit și să adapteze la cultura proprie, la limba proprie, la obiceiurile care sunt acolo și aduc bucurii credincioșilor din Spania, episcopului și, în final, bisericii universale. V-ați întors apoi în Franța. Da, ne-am întors prin Franța pentru că drumul trecea prin Franța și acolo mi-a stat un coleg de-al meu de clasă, părintele Marian Frunză, de mai mulți ani lucrează în zona Carcassonne a Franței. Am rămas foarte surprins de faptul că el mi-a spus:
Episcopul i-a încredințat 50 de biserici, lui singur. Am rămas aproape fără cuvinte, 50 de biserici. Și ca și cum n-ar fi fost îndeajuns, pentru că un coleg de-a lui din Africa a lipsit 4 luni de zile, a mai primit încă 50. Deci să administrez 100 de biserici, într-adevăr, mi se pare așa o muncă, practic, peste puterile. Și cum ajung acești preoți în aceste biserici? Pentru că pentru noi poate nu ne dăm seama cu adevărat, ne gândim că bisericile sunt pline și nu știm cum fac față. De fapt, care este situația în Franța? Pentru că este total diferită decât a noastră. Da, este o situație destul de grea, să spun, din punct de vedere al prezenței preotului, pentru că un preot are foarte multe comunități și vă dați seama, el pleacă dimineața la 7 și se întoarce seara la 11. Deci el merge, are cateheță, îi pregătește, acolo își lucrează un botez, dincolo o mormântare, încearcă să facă o mic de cateheță pentru miri, pentru de apărtășare. Sigur că nu sunt bisericile pline ca în România, nici la noi nu mai sunt pline. Dar oricum, acolo știm, în urma revoluției din Franța, sigur că biserica a suferit o schimbare, din păcate, în rău, dar sunt semne care arată că Franța se apropie de Dumnezeu. Chiar am avut ocazia să întâlnesc la Barat, a fost sărbătoarea 25 de ani de la înființarea unui orfelinat, unei case de copii, Sfânta Maria, lângă Bacău, și superioara generală a subționistilor este din România și mi-a spus că, spre surprinderea ei, vede în Paris familii întregi cu 4-5 copii, tata capătul băncii, urmează copiii și mama la celălalt capăt, cu toții. Se pare că este o revenire și dea Dumnezeu, pentru că Franța era considerată prima născută a bisericii. Iată, Maica Domnului, cred că îi ajută să se convertească și să apropie mai mult de Dumnezeu. Da. Apoi, de la colegul meu, am mers la Bordeaux, unde am avut o întâlnire cu arhiepiscopul de Bordeaux, pentru că acolo se cerea încă un preot, pentru că sunt mulți români în orașul Bordeaux. Există un preot român, Părintele Valerian Înășcuț, care are 5 comunități pentru francezi, dar celebrează și Sfânta Liturghie pentru cei care lucrează în zona Bordeaux, la Liburn. Dar între Bordeaux și Liburn sunt un 40 de kilometri, care uneori fiind aglomerat, acest traseu se vrea și o oră de mers cu mașina. Și atunci are această, știu eu, oportunitate, dacă ar fi un preot pentru Bordeaux, sigur că ar putea aduna credincioși, că am zis că sunt mulți intelectuali, sunt medici, sunt kinetoterapeuți, sunt profesori, sunt avocați, dar deocamdată, sigur, încercăm să găsim un preot care să aibă această capacitate de a merge și de a. Episcopul de acolo s-a arătat foarte deschis pentru colaborarea cu un alt preot care s-a ajutat și într-o comunitate franceză și se ocupe și de românii din Bordeaux. Apoi, la întoarcere, am trecut pe la Tortona, unde arhiepiscopul de acolo s-a arătat deschis să primească un preot român pentru ca să aibă grijă de comunitatea română, care era cumva asistată de un preot de la Domnul Ioni, care s-a întors în România și atunci au rămas fără păstor. Părintele, un preot de la noi din dieceză, va merge luni 27 iunie pentru a discuta direct personal cu preasfințitul și dacă găsesc o soluție, atunci va rămâne mai departe din toamnă pentru o comunitate din Italia, din dieceza de Tortona, și să aibă grijă și de românii de acolo cu o liturghie săptămânală. Iar la final ați administrat din nou mirul în două zile la Torino, pentru că au fost prea mulți, nu? Sau cum, de această împărțire și sâmbătă și duminică? Exact. Dacă la noi, România, unii preoți se plâng de faptul că numărul botezurilor scad, iată că este această compensație în Torino. Au fost 140 de candidați pentru Sfântul Mir. Fiind numărul mare, au fost împărțiți în trei grupe. O duminică 15 mai preasfințitul, un alt preasfințitul Aurel Perc a celebrat sacramentul Sfântului Mir pentru o parte din credincioși, din acești candidați la Mir, apoi sâmbătă și respectiv duminică 21-22 mai, încă celelalte două părți din, pentru că biserica de fiecare dată a fost plină și dacă ar fi fost 140 era imposibil să celebrez. Să vină mai ales familiile și rudele, prietenii tuturor candidaților. Mai punem nașii, părinții, exact, și rudele, atunci automat biserica este plină și este frumos. Acolo m-am bucurat că este un sacristan, l-am întâlnit și în 2008 când a fost alături pe părintele, regretatul părinte de Miclăuș Gelu, cu ocazia sărbătorilor de Paște, de Crăciun, l-am ajutat la programul liturgic.
Și sacristanul de acolo, italian, a învățat limba română de dragul comunității de acolo, că este foarte așa plăcut să participi la o liturghie animată, unde este cor frumos, se cântă, participă lumea, sunt copii, tineri, adulți, adică e mai mare drag, exact ca în România. Este extraordinar de frumos. Da. A fost o lună plină, așadar, luna mai, dar nici în luna iunie nu ați stat degeaba și ați vizitat de această dată Marea Britanie. Dar Marea Britanie, spunem așa, o noutate, pentru că acolo părintele român, ca asistent spiritual, a mers mai târziu față de Italia. A fost primul preot Robert Mățău, care acum este capelan în Marina Britanică. Și l-am vizitat în 2009, m-a invitat să-l ajut pentru sărbătorile pascale și atunci am cunoscut oarecum comunitatea din Londra. Era o comunitate înfloritoare, era o comunitate activă, o comunitate care participă frumos la Sfânta Liturghie, au o biserică mare și chiar a rămas impresionat de activitatea părintelui Robert. Apoi în 2016, când a fost înlocuit de părintele Marcelin Blaj, iarăși am avut ocazia să celebrăm 10 ani de activitatea capelaniei române din Londra, o sărbătoare foarte bine pregătită, o participare extraordinară, urmată de o frumoasă sărbătoare românească cu șezătoare, cu invitată Sofia Vicoveanca, cu mâncăruri tradiționale, deci un moment deosebit. Iar acum am mers pentru a treia oară la Londra și chiar vineri am ajuns acolo, seara am celebrat deja pentru prima dată într-o biserică din orașul Luton, este aproape de aeroport. Și m-am mirat, aproape 100 de credincioși au fost prezenți cu familii, tineri, cu copii și la fel ei cereau cu multă insistență să aibă un preot acolo. Duminică, două zile, am celebrat sacramentul Sfântului Mir pentru cei din Londra, comunitatea de bază, comunitatea mamă, am putea spune noi, au fost 25 de candidați, care s-au pregătit frumos, la fel o sărbătoare frumoasă organizată de părintele Marcel Mititelu, care într-adevăr a mobilizat foarte bine comunitatea, și apoi am avut ocazia să vizităm alți doi preoți, pe părintele Bartolomeu și părintele Tarcisiu, care lucrează în altă dieceză, tot în Londra. Foarte interesant, deși catolici, romano-catolici sunt minoritate, numai în orașul Londra sunt 3 diecezi. Da, și este o participare frumoasă, iar acum intenționăm din toamnă să discutăm, să trimitem un alt a patrulea preot, care eventual să stea în apropiere de Luton pentru această comunitate și de acolo eventual să deschidă o altă comunitate în zona Oxford, Cambridge, și poi să ajute și la celelalte comunități cu spovadă, cu celebrări, care între ei, dacă sunt 4, se pot ajuta mai ușor și pot fi la dispoziția credincioșilor care uneori fac distanții mari, chiar de 2-3 ore, pentru a participa la Sfânta Liturghie, pentru a se spovedi, și este mare lucru să ai un preot în timpul Sfintei Liturghii la spovadă. Dar a fost așa un lucru extraordinar să vedem totuși cum românii, chiar dacă sunt și chiar și de 20 de ani plecați în Londra, au păstrat acea frumoasă credință, acel tezaur al credinței și cum ei, venind la biserică, participând la Sfintele Sacramente, ei sunt adevărați mărturisitori, adevărați martori care știu să îmbogățească pe cei de acolo cu acest lucru extraordinar, cu darul credinței. Într-adevăr, ați subliniat un lucru foarte important, cu care poate mulți dintre noi, mai ales cei care nu am plecat în străinătate, nu suntem familiarizați, și anume aceste distanțe mari care se fac din partea românilor pentru a participa la o Sfântă Liturghie în limba română, pentru a se spovedi și a primi sacramentele în limba română. Cu siguranță ei participă și mă gândesc aici la toate comunitățile pe care le-ați vizitat, nu doar în Marea Britanie, dar și în Italia, Franța, Spania. Cu siguranță ei participă și în bisericile care le sunt mai aproape, în limbile pe care oricum le cunosc pentru că locuiesc de acolo de mai mult timp, dar ceva îi leagă și de limba română și chiar dacă fac această distanță, o oră, poate două ore, bisericile sunt pline. De ce? Sau cum ați văzut această relație, această legătură și cu țara și cu poate acel acasă prin participarea la Sfintele Liturghii în limba română? Da, foarte bine ați precizat. Ei în biserică se simt acasă, se simt aproape de Dumnezeu, dar se simt și aproape unii de alții.
Și slavă Domnului că au diferite manifestări, sărbători, în care efectiv îi vezi că se prind în hor, ei își povestesc amintiri, se întâlnesc din zone diferite, dar care poate au avut ceva în comun la școală sau poate comunitatea de unde au plecat. Este extraordinar de frumos, pentru că dacă prezența preotului român este necesară, mai ales pentru bunicii care au grijă de nepoți sau pentru părinții care au anumită vârstă, dar nu numai. Și cei de 20-25 de ani, de 30 de ani, sunt foarte bucuroși și îi spun: părinte, nu vă dați seama ce simțim noi când ne rugăm în limba maternă. Este ceva deosebit, altfel rezonează sufletul nostru și când te spovedești, altfel poți să fii mai deschis, poți să simți că ești așa, ai spus tot ce ai pe suflet. Eu chiar am avut ocazia să-i întâlnesc și au fost credincioși care au cerut: părinte, cât rămâneți, pot să vă întâlnesc, au ceva să vă povestesc, vreau să descarc și eu sufletul. Și sigur că a fost posibilitate să-i întâlnesc și au nevoie de cui să ceară sfat, să îi ajute, să îi încurajezi un pic, să îi întărească în momente dificile. Uneori sunt și momente de prosperitate, am întâlnit familii bine realizate, care au firme proprii și au luat case, aproape 20% din ei și au case deja în Londra, ceea ce înseamnă foarte mult, adică ei s-au dus acolo cu un scop bine stabilit, au fost chibzuiți, au știut să-și organizeze bine așa banii care au câștigat și da, sunt de admirat. Ați vorbit de acest dialog, de această ascultare și nu pot să nu mă gândesc și la perioada sinodului în care ne aflăm și cumva prezența dumneavoastră acolo a avut și acest rol de a asculta, de a dialoga, de a fi în comuniune cu cei de acolo și mă bucur acest feedback pe care deja ne l-ați împărtășit, faptul că ei într-adevăr au intrat în dialog cu dumneavoastră, v-au primit așa cu toată inima și cred s-a simțit și această nevoie din partea lor, nu? De a vă avea aproape, de a simți că dieceza de Iași le este aproape, chiar dacă de la distanță și prin prezența dumneavoastră acolo. Da, exact ce spunea Sfântul Părinte Papa Francisc când a fost în România și mai ales la Iași, nu, să mergem împreună, vorbea atât de frumos de ceea ce înseamnă viața creștină, care înseamnă participare și acum vine sinodalitatea, deci împreună. Ori acolo se simte poate mai mult decât acasă acest împreună. Și foarte interesant, cele 6 zile în care am stat, nu a fost nicio zi în care să nu avem invitații. Am fost invitați la diferite familii care s-au adunat, mai mulți, multe persoane acolo, și împreună am luat masa împreună și era insistența lor, chiar dacă era ceasul târziu, pentru că ei vin de la Sergia, liturghia la 7:30, la 8:30 se termina liturghia, la 9:00, până mai discutai cu unul cu altul, mergeai la 5:00, la 9:30, părinte, mai stați, la unde vă grăbiți? Și ne prindea ora 11, 12 și erau momente foarte frumoase din părtășiri, experienții, voie bună și efectiv, chiar dacă era ora târzie, ne despărțeam cu un regret reciproc, pentru că au fost momente atât de plăcute, atât de frumoase, care sigur înseamnă un plus în trăirea vieții creștine, pentru că de foarte multe ori, pe lângă lucruri care sunt, sigur, așa, la îndemână, de lucruri banale, dar întotdeauna s-a atins și subiecte foarte importante, profunde, spirituale și sunt ocazii foarte frumoase de a împărtăși și de a ne încuraja reciproc și de a înainta în drumul nostru către Dumnezeu. Ocazii importante pentru comunități, ocazii, cred, prețioase și pentru preoți, pentru că e important, mă gândesc, ca ei să nu se simtă uitați, să se simtă cumva, să simtă această grijă părintească și din partea episcopilor de aici, chiar dacă cu siguranță simt și grija episcopilor, ne-așa ați amintit deja, din diecezele în care acum își desfășoară activitatea. Cum ați văzut întâlnirea cu preoții și cât este de importantă această legătură și relație, comuniune și cu preoții din diaspora? Da, este un lucru extraordinar de a semnala faptul că preoții sunt împreună și în Spania, și în Italia, și la Londra. Au fost zile când noi am petrecut împreună, numai preoții. Erau 6 preoți, că erau 8 preoți, că erau 5 preoți. Deci am fost împreună. Și este așa un lucru extraordinar când tu, ca preot, poți să stai la o cină împreună și să povestești, să spui și bucurii, și neîmpliniri, și perspective, și speranțe, cum vezi mai departe următorii ani, ce ar mai fi nevoie. Este deosebit și cred că preoții au nevoie de acest ajutor, de a se simți că ei nu sunt singuri.
Și papa tot vorbea mereu, papa Francisc, de necesitatea păstorului de a merge în periferie. Și periferia nu înseamnă doar un cartier sărac, înseamnă și centrul, poate și Londra înseamnă și... Pentru că românii, sigur, chiar dacă sunt în Londra sau în Madrid, ei simt că sunt departe de casă, au fost dezrădăcinați și acolo simt nevoia de a găsi un sprijin, de a găsi un suport. Și cum spunea și părintele Iosif Dorco, noi avem ce mânca, avem cu ce trăi, dar avem nevoie să știm că aparținem de cineva și este necesară prezența păstorului, așa cum se poate, în funcție de necesitățile pastorale, dar din când în când, chiar acolo unde preoții și credincioșii își desfășoară activitatea. Și cum acesta este și rolul acestor vizite pastorale și ne bucură ori de câte ori aflăm de astfel de inițiative și mai ales le putem da mai departe, pentru că sunt, așa cum ați amintit, diferite experiențe pe care vi le împărtășesc și care cu siguranță îi fac și pe ei să se simtă mai liber, dar cred este important și pentru păstor. Cum ați trăit dumneavoastră ca episcop aceste întâlniri? Eu mă bucur că acel motto pe care l-am ales când am fost sfințit preot, slujiți Domnului cu bucurie, l-am reînnoit când am fost consacrat episcop, mă ajută și chiar am simțit bucuria de a fi prezent în mijlocul lor, pentru că bucuria dăruită se întoarce înapoi și este o bucurie când o împărtășim, care devine o bucurie mai mare. Și chiar sunt momente deosebite și în ciuda poate oboseli, în ciuda faptului că sunt drumuri care presupun un pic de efort, de sacrificiu, uiți de toate atunci când vezi bucuria întâlnirii și faptul că acești credincioși, acești preoți își doresc păstorul aproape și, sigur, întâlnirea este un moment extraordinar, edificator și pentru păstor și pentru preoți și pentru credincioși. Un gând final pentru cei de acasă, un gând final poate și pentru cei din diaspora sau, de ce nu, poate chiar gândul final cu care i-ați lăsat pe cei pe care i-ați salutat la finalul vizitelor pastorale în diaspora. Da, și eu i-am lăsat cu dorința de a ne reîntâlni, fie aici în România când vor veni în concediu, fie la o nouă revenire și sigur că de fiecare dată s-a arătat această dorință sinceră de a fi prezent. Păi când veniți data viitoare? Când putem? Când ne mai reîntâlnim? Când? Nu uitați de noi, nu lăsați mult timp să treacă. Și eu sunt sigur că Preasfințitul Iosif și împreună găsim momente speciale când facem acest efort pentru a ne întâlni și pentru a ieși întâlni acasă, pentru ca să simtă că suntem împreună și mergem împreună spre același scop. Așa vă dorim, vă și încurajăm, vă și susținem cu rugăciunea, pentru că nu sunt ușoare aceste vizite, chiar dacă sunt atât de necesare și de pline de bucurie. Vă mulțumim mult că ați împărtășit și cu cei de acasă din cele trăite în vizitele pastorale și vă dorim mult har și succes în toată activitatea. Mulțumesc din toată inima și la fel vă doresc și dumneavoastră și vreau să mai fac o precizare înainte de a încheia, că mergând mult timp cu mașina și spuneam 11-12 ore pe zi, am avut și bucuria de a avea RSS FM-ul cu noi. Ce frumos! Și chiar ne-am bucurat că am ascultat emisiuni care acasă n-aveam ocazia să le ascult și chiar mi-am dat seama cât de important este postul de radio RCS FM, că ajunge acest post la inimile oamenilor, că și cei din străinătate ascultă cu multă bucurie și așa că vă felicit și vă încurajez să puneți mai departe, ca și până acum, mult suflet, pentru că ajunge acolo unde trebuie. Mulțumim, așa ne dorim să facem cu ajutorul Domnului. Zi frumoasă în continuare, vă dorim, preasfințite. Mulțumesc din toată inima, la fel și dumneavoastră. Mulțumim mult, a fost alături de noi până în acest moment preasfințitul Petrusescu, episcop auxiliar de Iași. Viața spirituală a diecezei romano-catolice de Iași, în imagini și sunet. RCIS Media.